Salutare, van Lego! Astăzi ne uităm la setul 10277 de la Lego 18+, fostul creator expert. Este vorba despre locomotiva Crocodil sau Crocomotiva, cum îmi place mie să-i spun. Și este un trenuleț foarte, foarte bine articulat, după cum puteți vedea. Are o secțiune de șină dreaptă inclusă, cu două minifigurine acolo și o plăcuță în stil UCS. Dar ce vreau eu să vă arăt astăzi este faptul că asta este una dintre cele mai mai ușoare motorizări pe care le veți găsi în seturile recente de la Lego. După cum puteți vedea aici, cabina minifigurinelor se scoate cu totul și ne rămâne acolo un picuț de spațiu exact cât să încapă o cutie de baterii powered up și noul motor tehnic 88013. Așa că am luat și eu câte o bucățică din fiecare, se inserează foarte ușor, se dă un pic la o parte axul acela până intră motorul, după care se împinge înapoi în motor, pe partea cealaltă cutia de baterii și atât. În aplicația Powered Up avem o interfață specializată pentru crocomotivă. După cum vedeți, imită realitatea, arată așa ca și trenurile acelea vechi, vechi, vechi de tot, cu o roată pentru a controla accelerația și sensul de mers, plus o frână pentru atunci când trebuie să oprești brusc. Avem și câteva sunete pe care poate să le facă. iar restul este joacă. Sper că v-a fost de folos acest mic tutorial, nici nu pot să zic tutorial, a fost atât de simplu, dar în orice caz vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, până data viitoare, spor la construit! Dacă vrei să mai vezi un video, apasă pe ecranele de deasupra mea și nu uita să te abonezi apăsând pe bulina de lângă mine. Ne vedem!